lucrări în ritm alert la pasajul Letea sau podul Narcisa, cum este cunoscut băcăuanilor. Tronsonul de pe partea dreaptă, pe sensul de mers Bacău-Adjud, este finalizat, urmând ca până la sfârșitul acestei luni să fie reluată circulația pe întreaga suprafață a pasajului. Tronsonul de pe partea stângă, pe sensul de mers Bacău-Adjud, se află la acest moment într-un stadiu avansat de execuție. Suntem într-un stadiu avansat, adică am respectat graficul, chiar l-am și depășit. Sperăm că în maxim 2 săptămâni să ieșim, deci la jumătatea lui septembrie, la sfârșit, până la sfârșit să ieșim de pe pod. În prezent se lucrează la grinzile de rezistență, la hidroizolație și la turnarea betonului special pentru atenuarea undei vibrațiilor provocate de autovehicule pe pasajul propriu-zis. Pe cele 2 rampe ale pasajului respectiv, pe capetele acestuia, s-a turnat deja îmbrăcămintea asfaltică. Suntem în faza de turnare a betonului de pant. În 2 zile vom termina. Ne apucăm de hidroizolație, tip modern, după care îmbrăcămintea asfaltică pe partea dreaptă în direcția Bacău-Adjud s-au montat parapeții metalici noi, galvanizați, pentru a evita vopsirea în fiecare an. Urmează ca săptămâna viitoare să montăm parapetul și pe partea pe care suntem, deci în maxim 1 săptămână se vor monta parapeții și pe partea stângă direcția Bacău-Adjud, plus stâlpii de iluminat. Pasajul Letea ar putea fi redat complet circulației cu circa 3 luni anterior termenului stabilit prin contract, graficul lucrărilor prevăzând finalizarea acestora la sfârșitul lunii decembrie. Asta în condițiile în care pe partea stângă a pasajului la care se lucrează în prezent, grinzile de rezistență au fost mai deteriorate decât pe partea dreaptă, subliniază șeful șantierului. Au fost mult mai multe probleme, după cum s-au văzut în la rosturi. Deci plăci deteriorate și grinzi de racordare distruse, care, bineînțeles, s-au reparat și se mai repară în continuare. Pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie sunt programate doar finisajele, conform șefului de șantier. Modernizarea pasajului Letea face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, program finanțat cu fonduri europene.